Dinamoviștii au prânzit azi în familie, imediat după amicalul cu Forex Brașov. Fotbaliștii au ieșit la restaurant cu prietenele și soțiile și au aflat cu stupoare că antrenorul Mircea Rednic le-a dat interzis la vinul roșu. Micii au fost atracția meniului de la restaurantul unde au prânzit câinii. Cei mai curioși au fost, bineînțeles, stranierii din lotul lui Dinamo, care au degustat astăzi pentru prima oară din tradiționalele mâncăruri românești. Francezului Bom Sung i-au trebuit chiar câteva secunde bune până să fie convins să mănânce mici. Dinamoviștii au avut liber la distracție, dar cu o singură condiție, să nu bea vin roșu. Vinul roșu merge, dar seara... Ca să fie sigur că fotbaliștii se simt bine, Rednic a apelat chiar și la serviciile unui taraf, care i-a trezit amintiri din cele mai plăcute. Le cereți să vă cânte vreo melodie? Nu, nu, nu. Ceva de rigă? Când eram de vârsta lor, da... Chiar aveam obsesie cu lăutare. Și am cheltuit mulți bani. Știi ce erau pe vremuri? Un fel de manele, ce cum sunt acum. Dar exageram, aveam pe unul Marcelino care venea pe mine în toată țara. Și aprobare i-am dat și mai trebuia să-i dau aprobare de mașină în ultimul moment. Singurii jucători care au venit alături de prietene au fost Mărgăritescu, Pulhac și Galamaz. Ionel Ganea n-a venit doar cu soția, ci și cu cei doi copii și însoțit de câinele familiei. Chiar ei au insistat. Sunt un pic îngrijorat că n-au venit toate fetele. Sunt pe drum. Dinamoviștii au chefuit mai bine de două ore. Au servit câte o bere, au depănat amintiri și s-au pregătit de startul unui nou sezon competițional.